Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, revenim cu un nou vlog. Am adus porumbeii la masă. O să vă prezint imediat, dar în primul rând vreau să urez și eu la mulți ani poțelului meu Leonardo. Leonardo, te iubim, la mulți ani. La mulți ani, Leonardo, te iubim. Și Cosmin, te iubim. La mulți ani, la mulți ani, Leonardo, să fii sănătos. La mulți ani, Leonardo. Și cu minte să vină bunicul tău, Leo, acasă. Să te bucuri. Da, Olga, ia spune-ne... Ce ai făcut astăzi, măi, Olga, măi? Astăzi am făcut un micul dejun, o supă. Pentru cine? Pentru tine și Mihaela și David. Și dar l-am așteptat și pe Cosmin, dar Cosmin n-a vrut să vină. Cosmin, ai mâncat un micul dejun? Da. Te-a luat somnul? Am mâncat biscuiți cu apă. Asta ți-a pregătit, Olga? Da. Auzi, Olga, că ai pregătit biscuiți cu apă. Mare, nu te termin, mă, frățuie. Eu pregătit și și fanii mei, am pregătit supă. Ce ai pregătit? Supă de... Ce supă? Ia. De curcan. Păi iată ce supă a făcut supă, ia. Stai, David. Ia zi, cum ai făcut supă, ia. Cum ai făcut-o, ia? Ce ai pus acolo, ia zi, ce ai pus acolo? Nici nu știi să facă supă, nu știi. Nu mai știu, nici cartofi prăjiți. Auzi, a pus crembuși. Păi. Crembuși ai pus. Auzi și ciorbă, a făcut ultima oară, a făcut ciorbă, auzi și a pus în ciorbă. Nu, serios, ai pus crembuși. Da, mă, da. Eu de acum nu mai fac. Păi, Mihaela, Olga a făcut supă cu crembuși. Cu crembuști? Nu știu, așa ai făcut-o, parcă așa m-am înțeles. Zi! Ai luat-o pe urma lui Ion. Fără dreptate că... Auzi, mă, a băgat crembuști în ciorbă, în supă. Îi convine lui Cosmin să mănâncă mâncare, ca la șatră să mănâncă. Eu n-am văzut în șatră așa ceva. Dacă nu o să vină la restaurant... Cred că în șatră de la Timișoara, de la Germania, de acolo se mănâncă supă de crembuști. O să mănâncă la restaurant Cosmin. Limonada mea unde? Vii la restaurant, plătești masa la restaurant. Poftă bună, David. Pe nașul de care nu știu. Da, da. Trebuie și aia, e. Era și aia pe bun, nu ți-ai dat-o. Să-i spui. Băi, Cosmini, ce facem, frate? Hai să spun și noi la prieteni. Măi, prieteni, avem și noi de vânzare smartul ăla, nu vrea să-l cumpere nimeni. Păi pune poză cu el. Ah, dar n-am poză. Prieteni, vă pun niște poze, avem de vânzare un smart. Dacă dorește cineva, lăsați mesaj în privat. Întreabă dacă e o variantă bună, o tombolă. Da. Ei, explică-le tu cum se face. Fie sponsorul la tombolă. De exemplu, hai să facem așa o chestie asta, uite. O să-l ajutăm pe Cosmin, Cosmin pe noi, să facem o tombolă. Păi vorbiți unul peste altul. Păi da, bă. Vorbește bărbate tu. Zi, domnul Cosmin, zi. Zi ce o să. Hai să facem un următor. Putem să ne gândim la o sumă, de exemplu la cât? La 30 de euro bilet. E bine? Mai bine la 25. Nu? Sau 25 de euro, bilet 30 de euro, 25-30 de euro. Mai bine. Așa bun, așa. Puteți să luați minim, maxim 10 bilete, ca să nu putem, că poate să dea cineva să ia toate biletele, să știi ce zic. Așa? Și într-o săptămână îi dăm drumul. De exemplu, dacă îi dăm drumul de stabilim de diseară, cine trimite să face biletul, totul să face transparent. Adică cu 25-30 de euro puteți să câștigați o mașină. Da, cu 25 de euro sau 30 în funcție de așa cum o stabilim, noi puteți să câștigați o mașină. Asta e noroc cu fiecare. Gândiți-vă că 25 de euro, dacă vă duceți undeva, îi cheltuiți pe o apă și un suc. Olga, spune-mi și mie aici că la tine acolo la Timișoara se fac tombole de astea, ce părere ai? Este o părere bună. Deci mai la desfăcutere de la. Eu subțin tombola aia, eu subțin pe Cosmin. L-apreciez cu ideea asta să facem tombola, este chiar un bărbat adevărat care știe ce vrea de la viață. Da, deci vreau tombola. Spune că mașina este stare foarte bună, adică nu are probleme, chiar ai mers cu ea, poți să spui să... Da, prieteni, am mers cu ea câteva zile. Că ai mers, mașina nu este, adică nu... E perfectă, e perfectă. Dar Olga, de ce râzi de? Păi Olga nu are loc în ea, de aia, că este foarte tristă. De aia râde. Este foarte tristă, că ar vrea o... Să pun o mașină bună la tombola, a pus smart-ul acolo. Ea și-o dorește, Olga și-o dorește mașina, dar nu are loc în ea. Acolo, dacă Olga se urcă în mașină, știi, și apare mort, gabarit depășit, nu plec după loc. Așa scrie mort. Dacă tu te-ai urcat în mașină și zici, eu nu plec după loc, așa scrie mort. Nu vrea mașina să pleci. Da. Așa că. Davidescu, a mers și Davidescu, cu ea spune Davidescu cum merge cu mașina. Dacă aveți copii, copiii poate să stea în spate. Bravo.
bravo. Neha, tu ce părere ai? Mi-mi place. Uleu. Bă, chiar e fanul cunoție. Chiar e mișto și îmi place și sistemul ăla de muzică, să aude belea. Da. Da, unde e mașina să-i arătăm la fan? La Peco, revenim cu imagini de la ea, o face o lungă prezentare. Da. Să vedem dacă are loc, că tu urcă, nu ai dreptate, eu am loc în mașină. Tu nu ai dreptate, Cosmin, serios, da. Tu nu ai dreptate. O să vedem, facem un vlog. Nu-mi place vedem. Că spui asta. Vom vedea, ce spun. Că n-am loc în mașină. Păi, ai două șaurma, la ora 8 dimineața mâncai șaurma. Cum ai vrea să arăți? I-am mâncat supă. Supă de cremuște. Bă, cum ai făcut supă de cremuște? Hai să se duce pe Cosmin să guste. Mă urcă pe bune, nebunica, Ion nebunul. Da. Așa a făcut Ion, supă de salam. Eu nu înțeleg cum a făcut el supă de cremuște. Când n-ați afumat, ți-a pus trepa. Este cremuște la suprafață. Nu, dar știi cum am făcut? Am pus când n-ați afumat ca să-i duce. Și imaginează-ți că dimineață mă striga Aline, hai că am făcut supă. Păi era 12 ceasul. Vrei să spun la prieteni de ce nu m-ai sunat azi dimineață? Ce mi-ai cerut? Nu, mă, nu vorbi aici. Nu? Da. Și dacă vorbesc? Mă dat. Nu, te rog, nu mă dat, nu. Nu? Nu, hai, vezi, Alin, eu plec. M-a sunat, mă lași? Nu, dar nu e bine. Mă lași? Vezi din ce spune omul. M-a sunat de dimineață la ora... Poți să vă arăt dacă vrei. Nu, nu e posibil așa ceva. Nu e ceea ce credeți. Nu e ceea ce credeți, da. Crede. Nu e ceea ce e adevărat, dar să nu credeți că e adevărat. Nu, nu e. Deci dacă vă arăt telefonul meu numai Olga de dimineață de la ora 8:30, mă tot sună. De ce credeți că mă sună? M-a chemat. Să vin la masă aici, să servim ziua lui Leonardo. De asta te-am sunat. Auzi. Da, fraților, voi deja păi o cunoașteți. Să voi deja o cunoașteți pe Olguța, știi și poate pielea, știi și ce... Eu nu te cunosc bine, bine și nici nu vreau să te cunosc pentru că... E mai bine, că nu... O să mă cunoști de acum încolo. Dar nu vreau să te cunosc, înțelegi, pentru că... Ești o femeie foarte periculoasă, tu sări la bătaie, tu sări... Le-ai spus la oameni pentru că ai bătut-o pe femeie în benzinărie, în OMV, acum o săptămână? Când? Pe cine? Cu fata aia. Când era cu tine în mașină, da. Păi ce căuta cu tine în mașină? Păi cum să bați femeia tu? Păi cum să nu fiu geloasă? Stă cu tine în mașină și eu să nu-i fac nimic. Continuăm cu ce vorbeam de... Radice, am înțeles, de-aia... Mă, ce e cu voi? De mașină. Deci tu te-ai răcit de ea pentru că este geloasă. Da. Da. Olga, pe cum să nu stea cu femeii? Omul face Uber, n-are client. Ai uitat? Client. Da, tu pui parte lui Cosmin, că e prietenul vezi familie. Vezi un om care gândește, vezi un copil dacă de... Dacă e prietenul familiei, tu trebuie să îi pui parte. Da, bine, mai dacă el era cu o amantă în mașină, cum îi permiteam una ca asta, nu? Hai să continuăm cu smart-ul, să dăm telețul, să facem un nou moment, să încercăm să... Fiecare își dorește o mașină, poate nu are posibilitatea, chiar dacă costă 1000, 2, 3, 5, 7, 10, 20 de mii, ai șansă cu 25 de euro sau 30 de euro, poți câștiga o mașină. Adică, și eu am jucat la tombolă și am câștigat și eu am pierdut la tombolă și am și câștigat, am și pierdut. Am câștigat un telefon la tombolă. Am câștigat să vor fi 3 premii. Primul, premiul 1 va fi mașina, premiul 2 va fi... Mă continuu vorbește peste tine, soția. Păi pe sergă, mă gândi eu acum, veni eu uite. Mă gândi eu, mă gândesc și te mâine. Să-mi dă mașina cadou. Nu de cadou, bagă la tombolă. Fiți atenți, vor fi 3 premii. Premiul 1 va fi mașina, smartul. Premiul 2 va fi un telefon. Și premiul 3 va fi... Nu știu. Olga. 200 de euro. Deci vor fi 3 premii. Doamne, ce nebune, Cosmin, e nebune. Deci gândiți-vă că dacă băgați, aveți 3 șanse. Aveți 3 șanse, oricum să vă scoateți Aline, banii. De unde băgați 30, puteți să câștigați 200, ca idee. Adică... I-a apărut în telenovela noastră. De unde l-ai băgat în telenovela noastră? Că eu dacă, nu știu de unde dacă l-a sunteți de acord, acolo scrieți acum acolo în lumea comentarii, ca să știm dacă facem tombola sau nu facem. Dacă sunteți de acord. Și vă strângeți scuz mai mult care spuneți da, suntem de acord și este ok și așa și vrem și așa. Noi vom da drumul la tombolă și da. Băi, dublu cheeseburger ești la față. Tu ești dublu cheeseburger. A? Nu, tu ești shawarma asta care o mănânc. Păi aici tu nu vezi că te-ai aceeași culoare, blond cu... Ești. Olga, spune-ne, Olga, ce facem? Ce să facem? Ce e de făcut? Eu zic să nu mințim panii că Cosmin îmi dă mașina cadou. Cum și adică? Să face cum pune la tombolă.
Așa mă plăjească pe mine. Dar eu nu vreau o mașină din aia. Eu vreau o mașină aici. Dacă nu-i arăta, stai să vă arăt o poză, stați așa să vă arăt o poză, că prea obraznic e, stați așa. Stai să vedeți ce a făcut ieri, cu coana. Da, așa să vă arăt ce a făcut. Nu te mai uitat cu telefonul meu. Vrei să le arăt? Da. Ce ai căutat tu ieri? Da. Stai să te mai să te arată poza înapoi. Băi omule, ce e cu voi, fraților? Dar măi, prieteni, nu știu ce se întâmplă cu voi, uite, nu mai stă nici telefonul. Ce are, mă? Hai, Alina, cum a zis și lasă-l-ți. Ce să mai zic, frate? Vrem să începem asta tombola cu mașina. Să vedem, poate câștigă cineva. Și vedem, o să mai facem acolo, o să arătăm mașina când ajungem la Peco. Să o vedem și voi, ca așa. Peco, îmi trimitem oriunde. Oriunde e nevoie, cine da. O câștigă, oriunde. Vine și în țară și în străinătate, nu este problemă. Personalul aduce, spune la oameni că va veni da, și Olga. Venim toată șatra, livrăm mașina. Inclusiv patra. Mă, ce râde asta în continuu? Nu știu, mă, că... Măi, Mihela, ce-i cu băi? Cu mine? Uitați, prietene, nebunit Olga. Ce Olga e? Păi mașina aia puneți la tombolă, de ce nu puneți și noi o mașină care intră 5 persoane, cu 2 persoane? Păi ce? Pentru 2 persoane. 2 persoane. Pune și noi o mașină de familie. Poate vrei să mergi tu cu iubitul tău. Care cazul tău nu este, că tu nu ai cum să mai intre și altcineva cu tine. Nu, iubitul meu are mașină, i-a lăsat mașina în parcare. În cazul tău vei merge singură, te plimbi pe un loc și mergi singură. Iubitul meu, diamant, are mașină. Ești ca scuterul. Bă, hai că revenim. Nu mai mânc. Gata, prieteni, uitați, mi-a venit peștișorul de aur. Ia uite. Te angajezi aici, Olga? Ia uite ce e aici. E picantă sau mă? Nu. Olga mă zic orez cu lapte. Da. Pe orez cu lapte e iar. La ghivetă. Da. Păi stai că stau o lungă. Ia mănânci. Da, până până. Haideți să mâncăm și ne prieteni și revenim. Ce Durata. Prieteni, de știi ce bun e peștele ăsta? Doamne! Dar ce bun e orez cu lapte! Uite și ăsta. Ia filmează un vizit, Olga. Așa da ghiuvetă. Cum, dar nu filma. Ce bun e. Moară el. Aici la peștele ăsta sunt oasele mai mari. Aici. Da? A venit și mușca noastră. Salut, mă. Spune că e preparat de urguța. Da. Da. Serios, e preparat de Cosmin. E localul ei. E al lui Cosmin. E supă cu cremuri. Cosmin, o să merg... Gata, prieteni, uitați, am ajuns și la mașină. Să vă prezinte Olga mașina. Mașină de două persoane pentru tombola care urmează. Și dacă aveți un copil, puteți să-l băgați. Care este, care este ia uitați. Tombola se numește Olga de la Stehaia, Cosmin și Alin. Și David. Și David și Mihaela. Uitați, ultimul este tip. Este telenovela de la Stehaia. Tombola, telenovela de la Stehaia. Gata, mă. Arată și înăuntru să vadă lumea că e piele. De la București. Are piele, da. Are tot ce vrei. Stai, David, dă-te din fața. Tombol, nu? Păi, că a murdar acum. Filmează și păi da, nu e spălată, nu e, na. Cosmin este sponsorul care face tombola, adică care scrie biletele, care primește bani. Da, fraților, scrieți acolo dacă. Cine vrea să joacă? O variantă bună. Banii care vin de pe tombolă vine la Cosmin în cont. Și Cosmin o să vreau să merg la spital. Face, la ce spital era? O să facă tombola. Vreau să mergem la spital la Obregea să donez din suma aia, să donez 35% din toată suma la mașină. Vreau să o donez la spital, să mă duc să le fac la oameni, să le dau de mâncare, să le fac acolo mare grătar. De toți banii, vorbesc la mod de cel mai bun. Totul pe live. Prieteni, luăm de la noi din poftești, da, de la cel mai bun restaurant. Ciotăianu, o să luăm 100.000 și o să-i zicem acolo. Da. O să punem biletele. O să facem un live care cine vrea biletele. Da, lasă că vedem. A, la se fiecare face, la extragere se face la fel live-ul care se extrage, care mașina se trimite în 48 de ore de la data extragerii. S-a anunțat câștigătorul în 48 de ore, are actele cu tot ce trebuie.
carte, mașina, fiscal, tot ce vrei. Tot ce trebuie, fiscal, tot pe numele lui. Trebuie să începem totul cu mașina asta prima și după aia urmează mai multe modele de mașini. Noi începem cu o mașină mică, să vedem cum, cu ce încredere are toți fanii noi, să vedem dacă are încredere să joacă la tombola noastră, renovarea de la Strehaia. Tom, auzi cum se cheamă tombola? Da, așa se cheamă tombola. Ce să mai prieteni, gata, așteptăm comentariile voastre să vedem ce părere aveți. Vă pupăm, vă mulțumim și vă dorim o zi minunată tuturor. Pa! Pa, pa! Pa!